Potrivit conducerii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, începând cu luna august, vor apărea la sediul instituției disponibilizații de la Petrom. În total, 480 de angajați dâmbovițenei companiei vor fi concediați. Unii încearcă să mai tragă de timp și au cerut concedii medicale. Peste 600 de salariați ar mai putea fi dați afară de la Mecel Târgoviște. Însă se poartă discuții pentru ca numărul să fie mai mic sau oamenii să fie încadrați la o altă firmă din același domeniu de activitate. Romlux a anunțat 23 de persoane și Mecelul, practic acum vor intra cele 635 de persoane care au fost anunțate spre disponibilizare, dar încă sunt anumite discuții cu sindicatele de la Mecel și sperăm ca să se reducă cât de cât cifra aceasta, în sensul că probabil vor fi angajați la o firmă care se creează tot în cadrul combinatului, o firmă care se ocupe de întreținerea utilajelor. În timp ce mulți angajați dâmbovițeni vor îngroșa rândurile șomerilor, numărul locurilor de muncă vacante continuă să fie redus. Se găsesc peste 90 de posturi. Se caută un administrator de credite, 2 agenți de vânzări, 10 confecționari produse pirotehnice, 28 confecționari asamblori articole din textile, 10 muncitori necalificați la ambalarea produselor solide și semisolide, 15 muncitori necalificați în confecții textile și alții. Agenții economici, vânzători, lăcătuși mecanici, șoferi, zidar, strungar, instalator, electrician. De asemenea, sunt și locuri de muncă pentru persoane care nu au nicio calificare. Cele mai bogate oferte de muncă din țara noastră se găsesc în Hunedoara, 640 de posturi vacante, în municipiul București peste 600, în Brașov 570.